Andra e un minune de om, e un artist desăvârșit și am auzit că în seara asta va fi pe scenă cu Eva. Eva, e emoții înainte de concert? Da! E mai mult decât un simplu concert. Este vorba despre un eveniment caritabil pentru cei de la hospice și mă bucur că în seara asta ne-am unit așa cu toții și facem o faptă bună. Ce se întâmplă în seara asta aici e încă o dovadă că ne facem bine. Oamenii pun atâta de multă energie și de bucurie ca să facă ei singuri cu mânuțele lor minuni. Încălzim suflete și facem fapte bune, cred. Să cânt pe scena aia unde vor fi, nu știu, Mioara Vericu, Bodo, deschide Cristi Leonte. Deci, crem de la crem, înțelegi, ca să nu spun cine va fi în sală. Și vine Mircea Radu, nu ca prezentator, ci ca om care cântă alături de Andra. Senzațional. Motivațiile sunt atât de veridice și atât de reale, încât n-ai cum să nu spui da unui astfel de proiect.
Bună seara, oameni buni! Mulțumesc tare mult că ați venit! E o seară a voastră, pentru că vă răsplătim generozitatea și vă îndemnăm să o duceți mai departe. Ați ales să sprijiniți Hospice Casa Speranței. De fapt, ați ales să dăruiți timp. Ați ales să ajutați pacienți care suferă de boli incurabile să mai stea un pic, să mai stea o zi, să mai stea un Crăciun. Ați aplaudat deja minunata Orchestră Simfonică București. Andrei Tudor, te salutăm, compozitor, orchestrator, dirijor. Desigur, minunatul nostru cor, grupul vocal a cappella cu armoniile lor extraordinare. Ați auzit, strecurați și puțină modernitate, e bandul Andrei, gata să dea un pic de dinamică acestor minunate instrumente din clasica orchestră simfonică și, desigur, Andra. Așa o voce frumoasă, numai din așa un suflet frumos poate veni și vă îndemn să vă bucurați de toată dragostea cu care o să vă cânte ea și prietenii ei în această seară.
Bine ați venit! Ne-am adunat astăzi aici ca să sărbătorim Crăciunul. Și cum am putea să-l sărbătorim dacă nu dăruind? Asta trebuie să rămână, cred, cea mai importantă parte a acestei sărbători. Să aducem un zâmbet, o alinare celor care au nevoie de asta. Deschideți poarta, căci vin păstorii să aducă vestea în casa ta. Din cer o rază desparte norii, coboară Domnul lumina sa. Pământul e jos și cerul sus, noi îl slăvim pe Iisus. De sărbători ne dăm seama câtă nevoie avem de oamenii din jurul nostru. Lângă ei ne simțim acasă, oriunde am fi, și ajung să fie parte din familia noastră. Asta simt pentru următorul meu invitat, simt că acest prieten drag face parte din familia mea și mi-e tare drag să-l prezint și să-l invit alături de mine. Doamnelor și domnilor, Bodo! Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. I brought some corn for Poppy. The time I turned way down low. Let it snow, and it snow. When we finally kiss goodnight, how are we going out in the storm? If you really just hold me tight,
all the way home I'll be warm, so the fire is slowly dying and my tear is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Să vedem ce... Și îmi pare bine că mai am vreo 2-3 înaintea mea ca să mai treacă din emoții. White Christmas. Totdeauna mi-a plăcut să vin aici lângă pianist. Păcat că nu e mai mare. Christmas Eve.
mi s-a făcut piele de găină, ce frumos ați cântat. It's the most wonderful time of the year. The kids jingle bowing and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be pies for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Missiles falling and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the este cunoscut ca jurnalist, dar eu îl cunosc și ca scriitor și un fotograf foarte talentat și pentru mulți sinonim cu dragostea. Nu e măruță, să știți. Mircea Radu! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ești pregătit? Sunt! Perfect! It's glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring, it's the carol that you sing right within. Thank you.
ring is the carol that you'll sing. It's beginning to look a lot like Christmas. Christmas, Christmas, Christmas. Ești minunat și îți mulțumesc. Mulțumesc că ai acceptat foarte... invitația mea. Mulțumesc. Iar gândul vostru de a face acest concert pentru o cauză caritabilă înseamnă că România renaște. De asta e vorba. Sărbători fericite tuturor! O să vă cânt acum un cântec. În premieră este un cântec de suflet. Este compus de Andrei Tudor pentru mine. Și ne-am gândit că ar fi tare frumos să lansăm acest cântec după acest concert cu imagine de aici. Așa că, dacă sunteți de acord, o să apăreți în acest videoclip. Vin acasă de Crăciun.
Andrei Tudor. Mulțumim. Acum aș vrea să vă dau vestea nașterii Domnului, dar pentru asta am nevoie de o voce care să ajungă la sufletele dumneavoastră și până în ceruri. Liviu Teodorescu. Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Wow! Am și o tocuri. Corporate. E cu acordul soțului. Ce veste minunată lângă aplauze pentru Andra. Wow. să cânt cu tine. Ești wow. Atunci când sunt în prezența ta, simt așa o energie uriașă și pun pariu că toată energia asta se cumulează cu energia voastră, celor care sunteți prezenți aici în seara asta. Mulțumim din suflet că ați donat. Sărbători fericite și fie ca binele pe care îl faceți acum să vi se întoarcă de 10 ori mai mult. Doamne, mulțumim și mulțumesc că ai venit. Mulțumesc. Dragilor, aș vrea să le cântați și voi ceva. Da? Accept. Mulțumesc. Orchestra Simfonică București. Andrei Tudor. Thank you.
Să intru mai devreme, dar am zis să vă bucurați de aplauze. Toate astea sunt pentru voi, pentru că meritați, că sunteți talentați. Continuăm, am revenit. Bună. Din cerul ninge alb. Ninge iar fără veste.
este tot ce îmi doream mai mult acum. Voci calde, dar mai ales de oameni calzi, blânzi, ca să ridice la ceruri versurile, dar și rugile noastre. Mama Mioara, Mioara Velicu, doamnelor și domnilor, care este foarte emoționată și nu știu de ce a cântat toată viața pe scenă. Mă bucur că ești alături de mine, Mama Mioara. Și eu mă bucur. Dumnezeu mi-a făcut mie un dar extraordinar de Crăciun. Am vrut de fiecare dată să fiu într-un concert la Viena, să văd ca spectator. Dar Dumnezeu mi-a adus Viena aici, în România, și sunt alături de orchestra simfonică condusă de Andrei Tudor și de prințesa mea, Sisi, așa cum îmi place mie să-i spun. Colinda lor duioasă,
sună până în zori, răsună până în zori. Mama Mioara Velicu, un cântec foarte drag sufletului meu, aseară pe înserate, și am zis să-l cânt la fel cu un om drag sufletului meu, Mioara Velicu. Mulțumim! Emoționant, emoționant a fost, mi-a fost frică, dar a fost foarte frumos și când am văzut reacția publicului și când am văzut băieții din orchestra simfonică și cu Andrei și Andra mi-au dat tot, dar nu putea să iasă altfel decât bine. Noastră la Moș Crăciun, pentru că s-a mutat foarte departe de noi, în Finlanda, și mă gândeam că vine cu vești de la Moș Crăciun. Și vine și cu o voce minunată, e un om minunat, Narcisa Suciu. Bună seara! Ce zice Moș Crăciun? Bună seara! Zice că să n-am emoții, dar asta e destul de greu. Zice că o să-i aducă fiecăruia tot ce merită. Opa! Zice că în sfârșit am reușit să ne întâlnim pe scenă, că ne-am intersectat în atâtea rânduri și n-am reușit să cântăm și niciodată împreună. Și să cântăm, da, împreună și... Mulțumesc! Și firește, am emoții. Asta spun ca să știți că
Se întâmplă. O să cânte și mai bine, asta vrea să zic. Da, am înțeles. Și voi aș vrea să stăm la gura somei iar să-mi dați un vis și-o poveste da în buzunar cadoul vi-l păstrez când voi veni sub brață vi-l așez și parcă simt parfum de cozonaci vă văd zâmbind lângă toți cei dragi și visez acasă să inspirat de la oameni frumoși, oameni buni. Vă văd unii lăcrimați, unii zâmbiți, unii savurați muzica, alții sunteți foarte, foarte emoționați. Poate o să treacă emoțiile astea cu următorul cântec. And sorrows grow, the thirst in peasant ground. He comes to make his blessings flow. For as the curse is found, heals the world with truth and grace. Makes the nations full the wonders of his love. Joy to the world. The
no more less incense, sorrows go. No thirsting peasant crown, he comes to make his blessings grow. For as a curse is found, he rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. Minunați. Invitata care urmează are emoții foarte mari, dar are un suflet imens. Aș vrea să o întâmpinăm cu aplauze puternice. Paula Herlo! Bine ai venit, draga mea! Bună seara! Hai să te... Momentele comice au fost lăsate mai spre final. Nu vă sfiiți să râdeți. I-am rugat și pe colegii mei de la România Te Iubesc să aplaude isteric în momentul în care mă voi încurca. Așa că dacă se auzi... Așa că, da, din seara asta o să pot spune că am făcut-o și pe asta. Vă cântăm un colind tradițional. Scoală gazdă din pătuți florile albe și ne dă un colăcuț florile, florile albe. Că mămuca n-o făcut flori. Florile, florile, da.
Mulțumim! Mulțumesc, Andra, că mi-ai dat mie ocazia să mă simt așa cum mă simțeam când eram la Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei, la Cercul de Taraf. Vă mulțumesc frumos! Paula Herlo, o iubesc, pur și simplu! Ce să-ți spun? Asta i-am zis, nu știu ce mi-a plăcut mai mult, cum a cântat sau speech-ul. Cu speech-ul eram obișnuit, oarecum, dar cântă extraordinar. Eu am plecat. Eu i-am zis lui pe, i-am zis lui Mircea pe hol că nu e corect așa, că el știe să cânte și eu vin aici să mă fac de trei lulele, trei succele, dar uite că a spus că am cântat frumos, eu nu m-am auzit. Sper că a fost bine. Ia să văd mâinile. Da. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever, ever done. Falling in love with Jesus. The best thing I ever, ever done. Oh, yeah, yeah, yeah. In his arms I feel protected. In his arms never disconnected. No. Come on, sisters. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Was the best thing I ever,
frumoase-s melodiile astea, nu? Da, avem una. Mă rog, toate-s frumoase. Să yes, te rog. Jesus, Jesus, say Jesus.
Dragilor, mulțumesc din toată inima! Dragilor. Mulțumesc mult. A fost o mare plăcere să lucrez cu asemenea oameni pasionați de muzică, de la care ne inspirăm și învățăm să cântăm mai bine, să fim mai buni. Vă mulțumesc, dragilor, în frunte cu Andrei Tudor. Mulțumesc! Aș vrea acum să iau imediat de la tine, mulțumesc. Aș vrea să invit acum un om pe scenă care a făcut posibil acest concert, unind în sală partenerii și prietenii Carrefour, pentru a sprijini cauza celor de la Hospice Casa Speranței. Domnul, eu zic prietenul meu, Jean Richard de la Tour, pe care îl invit să nu să cânte, sau dacă vrea să cânte, nu mă supăr, să vă zică câteva vorbe despre acest eveniment și să-i mulțumesc. Bine ai venit și îți mulțumesc din suflet pentru tot. Mersi, Andra. Merge microfonul? Merge. Perfect. Bună vrei seara. Să cântăm ceva? Vrei să cânt... Bună seara. E multe emoții în sala și pe scenă, cred. Și este o mare bucurie pentru noi, echipa Carrefour, că atât de mulți parteneri au răspuns invitație noastră. Fără voi toți, această seară nu ar fi fost la fel. Avem aici cu noi 20 de companii partenere, alături de care dezvoltăm numeroase proiecte. Și din această seară creăm împreună o schimbare importantă în societate. Cred că este un privilegiu să facem acest lucru și să învățăm și pe copiii noștri că fiecare are un rol și poate contribui pozitiv.
Eroii din această seară sunt luptătorii curajoși de la Ospis Casa Speranței și echipa medicală și de suport care are grijă de ei zi de zi. Merită toată admirația noastră și vă invit să-i aplaudem. Vreau să-ți mulțumesc din suflet, să vă mulțumesc că faceți aceste lucruri minunate și că mereu ați fost alături de visurile mele, pentru că acesta a fost un vis de-al meu. În fiecare an de Crăciun să încerc să fac ceva prin concertele mele, prin muzica mea. Eu tot timpul spun că muzica vindecă și iată, mai ales un asemenea eveniment. Îți mulțumesc! Merci. Și invit pe cena Mirela Nemțanu de la Casa Ospis Speranței. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara și din partea mea și mii de mulțumiri, Andreea, și fiecare artist care în această seară ne-a încântat și ne-a adus atmosfera Crăciunului mai aproape de sufletul nostru. Vreau să mulțumesc și partenerilor și prietenilor noștri de la Carrefour și companiile care au făcut posibil această seară, dar mai ales vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că prin prezența dumneavoastră aici, în această seară, sunteți parte din povestea noastră. În această seară toți suntem hospice. Povestea noastră a început acum 27 de ani, când am adus în România pentru prima oară ideea de a avea grijă de oamenii care duc cea mai grea luptă a vieții lor. Lupta cu o boală incurabilă care îți dă un prognostic limitat de viață. De atunci au trecut ani, fundația noastră are acum două spitale pe care le operăm cu titlu permanent, 4 orașe pe care le acoperim, încă un proiect care va fi destinat numai copiilor bolnavi incurabili. Avem o echipă formată din 250 de angajați absolut minunați, suflete mergătoare, cum le zic eu, și totul pentru un singur lucru, pentru a fi aproape de pacienții noștri, copii și adulți, care sunt în cel mai dificil moment al lor, acela de a lupta la modul propriu cu și pentru viața lor. Acei pacienți care aud, ne pare rău, nu se mai poate face nimic, și cărora toate ușile li se închid, și nu este adevărat. Să mai pot face foarte multe lucruri, asta demonstrăm noi în fiecare zi la hospice, că fiecare clipă de viață merită trăită cu demnitate, indiferent cât va fi să fie acea viață. Dar noi nu putem face nimic din ce facem noi acum, fără ajutorul celor care ne înțeleg, ne susțin, care își dedică sufletul, vocile, energia, donațiile către noi. Și spun donațiile pentru că toate serviciile noastre sunt oferite gratuit, iar la ora actuală reușim să ajungem undeva la 4.000 de pacienți, la care se adaugă și familiile lor. Nu știu cum vă pare această cifră, mult puțin, știu că în viața fiecărui pacient, în schimb, contăm și știu că în România vorbim de 172.000 de persoane care au nevoie de ajutorul nostru. De aceea, în seara aceasta, vă mulțumesc pentru prezență și vă rog să fim împreună pentru a rescrie povestea pentru cât mai mulți din acești 172.000 de oameni. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Mulțumesc mult de tot! Să știți că am transpirat de emoții, pentru că nu există emoții mai mari decât am eu acum. Numai părinții pot înțelege. Eu am 2 copii. Te iubesc. Te iubesc mult de tot. Am vrut să te prezint, să spun așa frumos ceva despre tine. Cum spui? Bună seara! Da. Deci vă spuneam că am 2 copii minunați, David și Eva, și vreau să vă întreb care credeți că o să cânte cu mine pe scenă. Și a apărut Eva. Vrei să cântăm? Da. Ce vrei să cântăm? Ce cântăm noi? Ce cântăm noi? E foarte conștiincioasă, și-a repetat melodia acasă, a venit și la repetiții. Gata, pornim, da? Da. Perfect. Deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine. Thank you.
Deschide-u, ușa creștine, deschide-u, ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani nu s-am cu bine. Drumul ușor, obosit, drumul lung ușor, obosit, de departe am venit, la mulți ani nu s-am cu bine. Noi la faci o pirietă să ne arăți rochița? Ah! Sărbători fericite! Cum ai spus? Mai zi o dată! Bună seara! Sărbători fericite! Mami, poți să-mi îl ții? Pupă și pe Eva, așa. Vă iubesc, dragilor! Vă iubește mami și tati! Bravo, David! Wow. Da, și a fost greu puțin, dar a fost... Ți-a plăcut? Da. Mai vrei să mai cânti? Nu. Nu acum. Moș Crăciun vine în oraș, Moș Crăciun vine în oraș.
plângeam să spun de ce. Prima veste bună este că Santa Claus is coming to town. Vestea mare pe care ne-ați dat-o voi toți în această seară este că împreună cu cei 30 de parteneri ai săi, Carrefour, a ajuns la suma de 200.000 de euro, ceea ce este absolut minunat. Și dacă e ceva ce pot să spun, în afară de mulțumesc tuturor pentru o seară absolut extraordinară și mă bucur că am împărtășit-o cu dumneavoastră, este că... Îmi mai doresc un cântec? Își mai dorește cineva un cântec? Un cântec de Crăciun! Un cântec să fie atunci. Andrei? Silent night, oh.
mother, mother and child. Holy infant, so tender, tender and mild. Aveți parte de sărbători frumoase alături de oamenii care vă iubesc cu adevărat. Inimi sincere, așa. Vă pup și vă mulțumesc. Seară frumoasă, la revedere, mulțumim din suflet.